Deschidem Scriptura în Evanghelia după Luca și continuăm cu capitolul 5. Vom citi de la versetul 1 la 32 și apoi din capitolul 6, de la versetul 6 la 11. Capitolul 5 și 6 sunt în... îl avem în vedere în această zi. V-aș invita să vă rugați, să vă ridicați în picioare. Luca din capitolul 5. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două bărci la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste bărci, care era lui Simon, și l-a rugat să depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din barcă. Când a început să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc. Când a cetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea n-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești, că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă barcă, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă bărcile, așa că au început să se afunde bărcile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Fiindcă l-a pucat să spaima pe el și pe tovară și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășul lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. I-au scos corabile, bărcile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Iisus era într-una din cetăți. Și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: da, voiesc, fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra. Apoi i-a poruncit să nu spună nimănui, ci du-te, i-a zis el, de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce i-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Se răspândea tot mai mult vestea despre el. Și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și atât că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și căutau să-l ducă înăuntru ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Iisus. Când le-a văzut credința, Iisus a zis: omule, păcatele sunt iertate. Cărturarii și farisei au început să crântească și să zică în ei înșiși: cine este acesta de prostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis: pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai ușor, a zice păcatele sunt iertate sau a zice scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și numai decât, slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu, plin de frică, ziceau: azi am văzut lucruri nemaipomenite. După aceea, Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vamă și a zis:
Vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi i-a făcut un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vameși și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Farisei și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui: pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus a luat cuvântul și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Capitolul 6, la versetul 6. În altă zi de sabat, s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. Cărturarii și farisei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să aibă de ce să-l învinuiască. Dar el le știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată: scoală-te și stai în mijloc. El s-a sculat și a stat în picioare. Și Iisus le-a zis: vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viață sau a o pierde? Atunci și-a rotit privirile peste toți și a zis omului: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Iisus. Amin. Vă rog să luați loc. Afirmația pe care vreau să o fac din acest text în această dimineață și vreau să o susțin este că cei care se văd păcătoși în prezența Domnului Iisus primesc neprihănirea pe care o dă Dumnezeu în urma iertării păcatelor. Dar cei care resping cuvântul adus de El îl vor necinsti tot mai mult. Cei care se văd păcătoși în prezența Domnului Iisus primesc neprihănirea pe care o dă Dumnezeu în urma iertării păcatelor. Dar cei care resping cuvântul adus de El îl vor necinsti din ce în ce mai mult. Vreau să ne uităm la trei elemente. Modul în care lucrează Domnul Iisus, apoi să ne uităm puțin la cei care ascultă și se reacționează la cuvântul lui văzându-se că sunt păcătoși, și în paralel cu aceasta să ne uităm la treia categorie a oamenilor care le este destul cum sunt și n-au nevoie de El. Când ne uităm la Domnul Iisus, esența lucrării sale este arătată în pasajul precedent de la sfârșitul capitolului 4. El le-a zis, asta este răspunsul când insistau să rămână acolo, pentru că mulți au fost vindecați și mulți au fost eliberați de duhuri necurate și de draci. Dar el le-a zis, trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Și propovăduia în sinagogile Galilei. Esența lucrării Domnului Iisus a fost propovăduirea, însoțită de minunile, vindecările și lucrările speciale pe care le-a făcut, ca un argument a faptului că l-a venit din cer. Era o nădejde pentru fiecare bolnav, pentru fiecare îndrăcit, pentru fiecare nenorocit, că era Iisus acolo. Dar în același timp era nădejde pentru sufletul fiecărui om, pentru că mesajul lui de mântuire era rostit cu precădere și prioritar. Domnul vindeca bolnavi, scotea draci, dar în centrul lucrării lui era să ne aducă cuvintele Tatălui ca să fim împăcați cu Dumnezeu. Și vreau să ne uităm puțin la modul de lucru al Domnului Iisus. Am făcut observația următoare duminica trecută. În pasajul anterior, în secțiunea anterioară a Evangheliei, se relatează că Duhul Sfânt
s-a coborât peste Domnul în chip vizibil când a fost botezat. După aceea ni se spune că Domnul, plin de Duhul Sfânt, a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit. După ce rezistă ispitei, ne spune că Domnul a venit de acolo plin de puterea Duhului Sfânt și începe lucrarea pe care o face. Acest tipar îl vedem în continuare. Vreau să ne uităm puțin la el. Versetele 16 și 17 din capitolul 5. El se ducea în locuri pustii și se ruga. Apoi ne spune la sfârșitul versetului 17, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Rezultatul rugăciunii a fost că puterea Domnului era cu el ca să vindece. El era tot timpul plin de Duhul Sfânt, n-avea niciun păcat. Evanghelia după Ioan, Ioan ne spune că lui Iisus, Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Pe măsura capacității lui de om fără niciun păcat, întrupat ca om aici, a venit din cer, singurul venit din cer, și este în plinătatea Duhului, așa cum niciun alt om n-a putut și nu va putea fi plin vreodată. Pentru că el a venit într-un mod special pe pământ, fără să cunoască nici măcar atingerea păcatului strămoșesc a părinților. El n-a venit într-o natură lovită de păcat. Dar așa cum nu poți să sapi mult timp fără să mănânci și să te odihnești, așa nu ai putere nici în viața spirituală, în viața cu Dumnezeu, dacă nu este un timp în care te hrănești și primești resurse. Aici este dată mai departe, este perdeaua ca să înțelegem mai mult. De ce era el plin de Duhul Sfânt? De ce era el capabil să nu cadă în ispită? De ce avea putere în lucrarea pe care o făcea? Răspunsul este, se retrăgea ca să primească acestea de la Tatăl. N-a venit în baza faptului că el e Fiul lui Dumnezeu și le are oricum. Se retrăgea și se ruga în locuri pustii, singur. Și în urma acestei rugăciuni și a discuții cu Tatăl, se întorcea încărcat din nou cu putere. Adică mereu era acești pași în viața lui. O lucrare pe care o făcea și apoi încărcarea cu această putere. Fără ca Duhul Sfânt să slăbească în el, că era în plinătate, dar este vorba de lucrarea pe care o făcea. De aceea Domnul ne învață, rugați-vă și vegheați ca să nu cădeți în ispită. Adică să rezistați ispitei, să fiți curați, ca să vă poată folosi Dumnezeu în lucrarea pe care o are. În versetul 19 din capitolul 6 spune, tot norodul căuta să se atingă de el, pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Observați? Ieșea putere. El stătea în locul pustit și se ruga, se încărca cu putere și ieșea putere din el, vindeca. Credința oamenilor îi făcea ca doar atingându-se de el să fie vindecați, fără să zică, Doamne, iartă-mă, vindecă-mă, fără să zică ceva. Și mai încolo este dat exemplu femeii cu hemoragie de atâția ani, care se atinge de el și imediat se vindecă. Rezultatul unei alte nopți de rugăciune a făcut ca discernământul lui, primit de la Tatăl, să-l ducă la alegerea ucenicilor care trebuiau, dintre mulți ucenici pe care avea. În zilele acelea, Iisus s-a dus pe munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Deci, rugăciune pentru lucrarea pe care o făcea și în urma cărei avea puterea să vindece, și rugăciune
ca să aibă mereu călăuzirea Tatălui și discernământ în tot ce făcea. Nu făcea nimic fără să-L întrebe pe Tatăl. Cei care se lasă cercetați de El și admit starea de păcat în care se găsesc, vor avea pace cu Dumnezeu în urma iertării păcatelor și a unei relații cu El. În primul tablou avem întâlnirea cu Petru, pescuirea minunată, cum este numită. Domnul vrea să stabilească o legătură cu Petru. Petru este după o noapte în care n-a dormit și s-a trudit și fără rezultat. Și Domnul vine în barca lui și predică de acolo. Și pentru că vroia să ajungă la inima lui Petru, după ce termină de vorbit mulțimilor, vrea ceva personal cu el. Și se întâmplă ceva nemaipomenit. Petru, care știa că nu sunt pește acolo, pentru că el era expert în pescuit, este pus în fața unei situații pe care n-am mai întâlnit-o. Dar întâlnirea cu Iisus este una extraordinară, pentru că zice Petru, eu știu că nu sunt pește aici. Dar când își dă seama că vorbește cu cineva care e altfel, el deja percepe ceva diferit și nu se poate împotrivi, zice, dar la cuvântul tău voi arunca. Adică în mintea mea de specialist în pescuit e ilogic ce fac. Dar mă smeresc. Nu te-am văzut niciodată pescuind, nu știu precis cine ești, dar ai așa o autoritate încât nu pot să n-o fac. Asta ține ceva de atitudinea omului. Dacă Petru era arogant, zicea, lasă-mă omule în pace. Reacția lui Petru este izvorâtă dintr-o autoanaliză pe care și-o face fiind copleșit din sfințenia pe care o percepe în persoana Domnului Iisus. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus, adică s-a apropiat de El. Și a zis, Doamne, pleacă de la mine! Adică vrea să fugă de El, că sunt un om păcătos. Sfințenia lui Dumnezeu ne atrage, dar în același timp ne sperie. Acest comportament al lui Petru este recunoașterea realității. În fața Domnului nu poți sta cu păcatele tale. Îți dai seama că n-ai cum să stai în fața Lui cu păcatele tale. Vrei să te ascunzi. Petru realizează că un om păcătos n-are alternativă decât să stea departe de fața lui Dumnezeu. Pentru că nu înțelegea încă un lucru. Nu înțelegea rolul celui care este acolo. Și adevărat, niciun om încărcat cu păcatele lui nu va putea sta în prezența lui Dumnezeu. Dar sentimentul acesta de spaimă în fața sfințeniei lui Iisus îl face să verbalizeze ce simte. Nu te teme, zice Iisus. Acest cuvânt aduce speranță, implică iertarea și curățirea de păcat. Asta-i comunică lui Petru în momentul acela. E adevărat că ești păcătos, dar nu te teme. Poți fi primit așa pentru că eu sunt cel care te curăț. Nu-i spune acum cuvintele acestea, dar acesta e mesajul. Ceea ce nu poate face niciun om, face El, Fiul lui Dumnezeu, pentru oricare dintre noi. Elementul prin care se apropie Domnul de Petru este pescuirea neobișnuită. Un fapt care nu se încadrează în desfășurarea normală a lucrurilor. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Ați avut vreun eveniment care iese din tiparele normale? Un bărbat cu care citeam din Scriptură, la un moment dat spune, mi s-a întâmplat odată ceva. Zice, niciodată nu-mi pun centură când mă duc cu mașina, mai ales în spate.
Dar eram într-o călătorie într-un microbus și la un moment dat mi-am pus centura. Dar foarte scurt timp după aceea a fost un accident. Viața mea a fost salvată de centură. Și spunea el, m-am gândit la lucrul acesta, că trebuie să fie cineva deasupra noastră care mi-a dat gândul în momentul potrivit. Ceea ce e interesant însă cu el, că după ce am trecut prin aproape toată Evanghelia după Ioan, a rămas cu ghearele scoase să respingă pe Iisus. Știu că cineva care am avut un eveniment special în viață, mi-a tras atenția, dar nu mă interesează Biblia, trebuie să fie în altă parte. Nu mă interesează Iisus. Ai trecut printr-un eveniment anormal în viața ta? Dacă da, ce-a produs acest eveniment? Blaise Pascal, matematicianul și filozoful francez, mergând cu trăsura, în momentul în care s-a ajuns la podul acela rupt și caii au căzut în prăpastie, s-au rupt hamurile și legătura cu căruța, imposibil din punct de vedere fizic, și el a rămas pe margine, s-a dat jos, s-a uitat, aici ai Dumnezeu. Și și-a trăit viața pentru Dumnezeu. A reacționat. Prin ce eveniment extraordinar ai trecut în viața ta care trebuia să-ți atragă atenția? Ai luat aminte oare? Primul lucru în mântuirea noastră este recunoașterea stării pe care o avem. Și Petru și-a recunoscut-o. De aceea a primit această chemare, nu te teme, voi face din tine un alt fel de om, nu vei mai pescui, te voi trimite să câștigi sufletele oamenilor. În tabloul următor, vindecarea leprosului. Leprosul se apropie de el, zice, dacă vrei, poți să mă curățești. Am auzit oameni predicând în felul acesta și învățându-i pe oameni, trebuie să crezi și să știi că Dumnezeu te vindecă. Până nu crezi asta, Dumnezeu nu te vindecă. Și oamenii și-au fabricat credință unii dintre ei și s-au străduit și au murit de boala aceea. Omul acesta a înțeles. Dumnezeu nu este unul la care să vii cu pretenții. La care să vii să zici, Doamne, credința mea e așa de mare încât trebuie să faci. Omul acesta a înțeles. Dacă vrei, poți. Și tu ești. De tine depinde. Iisus i s-a făcut milă de el. Da, voiesc. Da, vindecat. Noi nu putem revendica nimic. Ci să stăm înaintea Lui, cu voia Lui, nu cu voia noastră. Și asta este credința. Preotul era expertul în lepră, învățat de lege, cum să diagnosticheze, când cineva e vindecat. Dar preotul se pare că n-avea puterea să vindece lepra. De aceea Domnul zice, arată-te preotului ca să fie o mărturie pentru ei. Arată-te preotului să fie o mărturie pentru ei. Pentru cine? Pentru preoți. O mărturie că în mijlocul lor este unul care vindecă lepra, în timp ce ei nu pot vindeca. Partea dureroasă este du-te ca să fie o mărturie. Știți ce înseamnă o mărturie? La judecată să se vadă că au fost confruntați cu puterea lui Dumnezeu pe care au respins-o aici pe pământ. Spre deosebire de Petru, acești oameni sunt diferiți, preoții din vremea Domnului Iisus. Ei știu prea bine meseria și religia lor ca să poată fi zguduiți
de un eveniment ca acesta, cu un lepros pe care l-au văzut pe acolo de departe, strigând necurat, necurat, vine acum și curat în fața lor. Și vine să le spună: m-a trimis la voi acela căruia se zice Iisus. Două categorii de oameni. Unii care își recunosc starea, alții care știu ei mai bine. Și știind că e mai bine, cred că este bun drumul pe care merg și nu interesează. În următorul tablou este paraliticul coborând de sus, în mijlocul lui Iisus. Când le-a văzut credința, Iisus a zis: omule, păcatele sunt iertate. Ce credeți dumneavoastră, de ce l-au adus ei acolo, pe omul acesta, pe prietenul lor, de ce l-au adus? Ca să-l vindece, să-l vadă umblând. Au crezut că poate să facă Iisus asta? Au crezut, de aceea l-au adus. S-au gândit ei să-l aducă acolo ca să ierte Dumnezeu păcatele? Nici vorbă. Și totuși textul ne spune, când le-a văzut credința, Iisus a zis: omule, păcatele sunt iertate. Se întâmplă un lucru minunat aici. Știți care e acest lucru? Oamenii aceștia l-au adus pe omul acesta paralizat la Domnul Iisus din compasiune pentru el. Le păsa de el. Au făcut orice efort. Nu-i vedem postind, nu ne spune că au postit, că s-au rugat, poate o fi făcut-o, dar ne spune că au făcut un element foarte practic. Au venit și l-au cărat și au făcut ce au putut să ajungă în fața lui Iisus. Dorind să-l vadă umblând. Dar compasiunea aceasta arătată de ei a stârnit din partea Domnului Iisus o reacție mult mai înaltă decât aceea de a-l vindeca de trupul acesta, ci i-a iertat păcatele, l-a mântuit pe omul acela, l-a pus într-o stare după voia lui Dumnezeu. O mare lecție. Când ți-e milă de cineva, când te rogi pentru cineva și ceri anumite lucruri, compasiunea din inima ta îl face pe Dumnezeu să lucreze în viața acelui om mai mult decât ți-ai propus să ceri tu. Apostolul Pavel spune că prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Noi nici nu știm ce-i mai bine. Oamenii aceștia n-au știut că mai bine pentru paralizat este să fie iertat de păcate. Că dacă e doar sănătos și trăiește și de acum muncește și își vede de viața lui și merge în iad, îi vai de capul lui. Dar văzându-le dorința și credința, Domnul a făcut mai mult decât atât. I-a iertat păcatele omului. Mă asigur că Domnul, care știa ce-i în inima slăbănogului, i-a citit tot ce e acolo și a văzut atitudinea. Nu putem spune că omul acela era așa împotriva lui Iisus, se uita la el cu neîncrezător și Domnul i-a iertat păcatele. Dar textul nu ne comunică aceste lucruri. Ne spune că atunci când le-a văzut credința, i-a zis omului: păcatele îți sunt iertate. Aici ne întâlnim cu a treia categorie de oameni, din nou, erau preoții, cei care știau mai bine decât Iisus, care nu pot să creadă pentru că ei au deja impresia că cred, sunt pe calea bună, cred ei, cred că sunt sănătoși, că sunt neprihăniți, pentru că și-au câștigat neprihănirea. Cărturarii și fariseii au început să cârtească și să zică în ei înșiși: cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Atunci Domnul le pune o întrebare. Ce-i mai ușor? Și vă întreb și eu, fraților. Ce-i mai ușor, să zici cuiva păcatele sunt iertate sau să spui cuiva scoală-te și umblă? Ce-i mai ușor când ai un bolnav în față? Păi spui păcatele sunt iertate, care nu poate verifica nimeni.
Dar dacă zici scoală-te și umblă și nu umblă, ce faci? Dar oare ce mai ușor? Să faci un paralitic să umble sau să ierți păcatele? La noi, la oameni, este imposibil. Putem să iertăm pe cineva că ne-a greșit, dar nu iertarea păcatelor lui ca să fie mântuit. Este o mare diferență. Numai decât slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu plin de frică. Ziceau, am văzut lucruri nemaipomenite după ce Domnul l-a vindecat. De ce l-a vindecat Domnul și de ce au fost aceste etape? Ca oamenii să înțeleagă că cel care e acolo poate și are puterea să vindece păcatele. Și arată aceasta prin faptul că poruncește unui paralizat ca la care a arătat păcatele să se ridice. Să înțeleagă oamenii că dacă a avut această putere să ridice de pe pat, a avut și puterea să ierte păcatele. Și ei au o concluzie corectă. Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Așa-i. Dar trebuia să vă uitați la El și să credeți că Dumnezeu a venit între voi prin Iisus Hristos. De ce credeți că noroadele au fost așa uimite și pline de bucurie, slăvind pe Dumnezeu, uimiți și slăveau pe Dumnezeu plin de frică și ziceau, am văzut lucruri nemaipomenite? De ce credeți că au avut această reacție? Pentru că Iisus a zis, iertatele sunt păcatele, sau pentru că l-au văzut umblând? Pentru că l-au văzut umblând, de aceea. Sunt lucrurile care se văd. Dar fiecare dintre ei au mers cu un gând de meditație. Dacă l-am văzut umblând și acest om pe care nu-l vedem doar un simplu om, a spus iertate sunt păcatele, înseamnă că el poate să ierte păcatele. Cel puțin au plecat de acolo meditând la aceste lucruri. Și pentru noi, când se vindecă cineva, vai ce mare minune, slavă lui Dumnezeu că s-a ridicat de pe pat. Când de fapt ar trebui să avem mai mare entuziasm când vedem că un hoț nu mai fură. Că unul care și-a părăsit familia în urma întâlnirii cu Dumnezeu s-a întors acasă. Și jur mai trăiește viața asta, îi pare rău de viața aceea și Dumnezeu îi dă puterea să trăiască altfel. Bameșul Levi, evanghelistul Matei de mai târziu, în apropiere era securitatea, Mossadul din vremea aceea. Adică cărturarii și fariseii, grupă religioase care erau priviți așa, ca oameni deosebiți, cei mai sfinți din Israel. Nu puteam înțelege cum un om, dacă e proroc, stă la masă cu păcătoșii ăștia de vameși și cu alți păcătoși și mănâncă și bea cu ei. Atunci Iisus le dă această explicație. A luat cuvântul și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-a venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, pe cei păcătoși. Acum, am o rugăminte. Haideți să ne gândim fiecare dintre noi. Suntem bolnavi sau suntem sănătoși? N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Suntem sănătoși sau bolnavi? Suntem neprihăniți sau păcătoși? Eu cred că din această vorbire a Domnului Iisus, Duhul Sfânt ne invită pe noi să ne punem în ce ne privește pe noi diagnosticul noi înșine. Sunt bolnav. Sunt păcătos. Am nevoie de doctor. Am nevoie de mântuitor. Sunt unii care au aroganța să pună diagnosticul pe alții.
nu pe ei înșiși. Petru, leprosul, vameșul Levi și-au identificat boala. Sunt un om păcătos. Între ei sunt unii care, în urma analizei, spun că sunt stăbănoci dintre oamenii care l-au pe Iisus, dar sunt unii care zic, noi suntem sănătoși, noi suntem neprihăniți. Ăștia erau cărturarii și farisei. Ei n-aveau nevoie de acest doctor care a venit între ei, din cer, care te ajută să îți pui tu diagnosticul și să zici, sunt păcătos. Dar cei care sunt sănătoși în ochii lor, pentru aceștia Domnul Iisus nu are decât vaiuri. Vai de voi, vai de voi, vai de voi. Citiți Matei capitolul 23. Cei care consideră că sunt destul de buni, așa că nu au nevoie de Iisus, au o aversiune crescândă față de El. Se vede în următorul tablou de vindecare, omul cu mâna dreaptă paralizată. Deja cărturarii sunt în sinagogă și ne spune că văzând că e omul cu inima cu mâna paralizată acolo, îl pândeau, cărturarii și farisei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să aibă de ce să-l învinuiască. Observați? Omul sănătos, omul neprihănit. Eu sunt neprihănit, mi-am definit neprihănirea, știu că sâmbătă nu poți face niciun fel de lucrare, dacă îl va vindeca, avem un cap de acuzare, pune mâna pe el. Nu se potrivește cu sistemul nostru religios de gândire, nu-i bun. De aceea Domnul încearcă să ajute mai întâi să înțeleagă funcția sabatului. Poți să faci bine în ziua sabatului. Poți să faci rău? Poți să scapi viața cuiva în ziua sabatului? Sau nu poți? O să o pierzi? În altă împrejurare confruntă. Zice, vouă, dacă vă cade bou în apă, îl scoateți, îl trageți afară în ziua sabatului. Aceasta înseamnă să pui diagnosticul pe altul și nu pe tine și să urmărești și să pândești ce-i greșit în cineva. Cărturarii și farisei pândeau pe Iisus. După ce le pune această întrebare, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău, a scăpa viața sau a o pierde, a scăpa o viață sau a o pierde? Spune că atunci și-a rotit privirile peste toți, toți care erau acolo au fost sub privirile lui, s-a uitat la fiecare în parte și apoi a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Aș vrea să înțelegem ceva în dimineața aceasta. Iisus nu este o poveste din Sfintele Scripturi, inventată de ucenici. El este Fiul lui Dumnezeu care a venit pe pământ, care a trăit între noi, a fost răstignit, a fost îngropat, a treia zi a înviat, s-a înălțat la cer, este în cer și care vrea să se manifeste în mijlocul adunării. În această dimineață, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, în locul acesta, își îndreaptă privirea spre fiecare dintre noi în parte, fără excepție, și ne pune o întrebare. Ești bolnav? Sau sănătos? Ești neprihănit sau păcătos? Dar vreau să vă spun, prin aceasta nu vreau să induc vinovății în nimeni. Domnul le spune ucenicilor, voi sunteți curați din pricina cuvântului. Iisus nu vine să le tot spună, acum mai scormoniți să vedeți ce e acolo, zice, sunteți curați. Deși mai aveau foarte multe de învățat și de înțeles.
Încă nici nu înțelegeau ce-i cu răstignirea și cu moartea lui și era un moment în care erau curați din pricina faptului că aveau atitudine înaintea lui Dumnezeu, care a permis lui Dumnezeu să-i curețe. Iisus stă și se uită la tine și te întreabă: care este atitudinea inimii în fața mesajului lui? Fiecare dintre noi avem ceva în această dimineață pe care Iisus ne-l poate arăta să ne ducă mai departe în credință. Iisus aștepta un răspuns de la toți. Ceea ce e interesant aici este că evanghelistul Luca nu mai vorbește despre uimirea oamenilor în urma vindecării acestui om. Este ceva incredibil care se poate întâmpla oricărui om care se vede neprihănit prin propriile sale performanțe, și anume, în urma acestei vindecări, cărturarii și fariseii turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Iisus. Mesajul mântuirii este un mesaj radical. Aici nu este o chemare: haideți, schimbați-vă religia, oameni buni, treceți la baptiști, că sunteți rătăciți. Nu despre asta e vorba. Auziți cuvintele Domnului Iisus în încheierea acestui pasaj din cele două capitole. De ce îmi ziceți: Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Păi dacă era un întemeitor de religii, nu putea să aibă pretenția să facă ce spune el. Ar fi zis: eu vin din partea cuiva și să faceți ce spune acela. Doar Dumnezeu poate avea pretenția să facem ce spune El, nu un om. Dar Iisus, omul Iisus, care e Dumnezeu, are această pretenție. Și iarăși vă întreb: dumneavoastră faceți ce vă spune El? Și dacă ar fi să avem de dat un test și în această dimineață și să scrieți pe foaia aceea ce-mi cere El, ce-mi cere Iisus Hristos, ce-ați scrie acolo? Gândiți-vă acum, ce-ați scrie acolo? Ce vă cere El? Ce știți? Care sunt pasajele acelea din Scriptură pe care vi le aduce Duhul lui Dumnezeu în minte pentru că le-ați citit, ați auzit despre ele și vă spune ceva? Ce vă cere Dumnezeu prin Iisus Hristos și prin cuvintele Lui? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Și asta ține de atitudine. Vine, aude și face. Se aseamănă cu un om care a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a prăbușit și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut să o clatine pentru că era zidită pe stâncă. Spuneți-mi, din pricina casei sau din pricina temeliei? Din pricina temeliei. Dacă eu sunt casa și dacă tu ești casa, contează temelia. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie, la fel de frumoasă, aceeași casă, cu aceleași ziduri, tot cu atâtea camere. Cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie, și s-a năpustit șuvoiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. Asupra multora dintre noi și asupra mea s-au năpustit aceste șuvoaie în viață. Din pricina temeliei am stat în picioare. Din pricina acestei temelii v-a stat și ani pinte în picioare. Și alte persoane care au trecut prin mari greutăți și suferințe vom sta în picioare din pricina temeliei și nu ne vom lepăda. Dacă Hristos este temelia vieții noastre, temelia vieții noastre, Hristos, devine temelia vieții noastre în momentul în care suntem preocupați de cuvintele Lui, le ascultăm și le facem. De aceea, faceți-vă analiza astăzi și vedeți ce știți din cuvintele Lui, dacă luați numai Evangheliile. De asta depinde veșnicia. Nu sunt povești și nu sunt glume.
N-ar fi momentul unui unui eveniment de răscruce în viață în care să-ți propui să pleci de aici și să începi să citești cuvintele? Dacă nu le știi, nu le înțelegi, nu, vezi, nu știi ce spune, să chem pe cineva, să spui cuiva, ajută-mă! Ca să pornești pe calea mântuirii. Cei care se văd păcătoși în prezența Domnului Iisus primesc neprihănirea pe care o dă Dumnezeu în urma iertării păcatelor, dar cei care resping cuvântul adus de El îl vor necinsti tot mai mult. Fii din aceia care în prezența Domnului Iisus în această dimineață, auzind cuvintele Lui, spui pe inimă să cauți să le înțelegi și să le împlinești, ca să primești iertare, să primești mântuire și să nu mai continui să-L necinstești prin nepăsarea, prin autosuficiența, prin sănătatea și neprihănirea ta. Amin.